Ați făcut oraș în oraș. Nu e oraș în oraș, da, mă, fără niciun fel de exagerare. Ei bine, și acolo vom avea inclusiv caroselul, nu e al nostru, ca să ne înțelegem. Caroselul e adus de cineva. Da, închiriat, probabil, da, da, normal. Cum se face probabil și la târgul de Crăciun tradițional de la universitate, unde se percep niște taxe, oamenii își pun, bănuiesc că așa face și noastră, nu? Da, bineînțeles. E logic. O parte semnificativă din investiția de care am făcut vorbire ne-a recuperat deja că ne-am închiriat tot acolo, căsuțe și toate cele, parteneri care vin să ne plătească pentru asta. Asta zic, da. Da. Ok, încercăm să o ducem. Bun. Deci la anul va fi mai spectaculos? Incomparabil. Da? Deci vă asigur că anul viitor, ce va fi anul viitor de Crăciun, nu va vedea, n-are nicio legătură cu ce ați văzut. N-a văzut România ce va fi anul viitor? Bă, foarte probabil că așa va să fie. Da? Aha. Apropo, să rămânem puțin în actualitate, ce pregătiți acum pentru Crăciun? Aveți ceva special? Pentru că vine Crăciunul. Crește, știți cum e, interesul crește, nu știu, concerte, ceva. Da, am avut permanent. Știu, dar, nu știu, aveți ceva, nu știu, ieșit din comun? Mai multe pe zi, adică mai multe evenimente culturale în fiecare zi. În weekend obligatoriu avem și avem din ce în ce mai mari, dar în mod special de Crăciun, pentru ziua de Crăciun, de obicei ziua de Crăciun se cam face în familie. Noi nu ne bazăm pe faptul că vor fi foarte mulți vizitatori. Probabil sâmbătă vor fi mai mulți. Zilele dinainte. Sâmbătă, duminică. Ba da. Zilele dinainte de Crăciun. Da, vine moșul, mă gândesc, nu? Da, va să fie. Da? Cu concerte, cu de toate. Dar, bun, le avem și pe site, dar lăsăm și surprize. Da, să fie și surprize. Așa, iar tot aici, pentru că spuneam că aici este doar o mică parte, de dincolo de perdeaua aceea neagră pe care o vedeți, noi acolo construim din greu, acolo punem sediul primăriei cu toate societățile, cu toate subordonatele și pregătim spații acolo pentru că noi vrem să facem un fel de hub social. Hub social care să aibă și un hub administrativ. Pentru că va fi pentru prima dată și eu nu știu să mai fie vreo instituție publică din România care să aibă totul în același loc. Ceea ce este eficient pentru noi, dar foarte important, este foarte confortabil pentru cetățean, care își rezolvă totul în același loc, de la stare civilă. Deci veți eficientiza totul la virgulă. Adică omul se duce într-un loc și și-a făcut tot. De la A la Z tot. Rezolvă tot. Da. Practic, la stare cred că civilă, la evidența populației, la social. Da. Cred că va fi o premieră pentru locală. România, nu? Da, da, nu? Ceva de genul nu? Ăsta, da. Am înțeles. Am o întrebare. Bănuiesc că, știu că orice, iubiți Crăciunul, nu? Cred că sunteți nebunii după Crăciun, nu? Eu nu sunt așa de cu sărbătorile. Pe de o parte, nu, ca orice copil care e aici, normal, știți cum e. În mod evident, da? În mod evident. E o chestie, eu ascult muzică de Crăciun acum, colinde și așa mai departe. Îmi plac. Am cântat muzică de colinde și așa mai departe. Dar în același timp se suprapune și pe o insatisfacție a mea când am prea multe zile libere, nu o simt prea bine. Da, nu, uman așa. Eu ca persoană, adică sunt o persoană hiperactivă și în perioada asta de sărbători e destul de complicat în ce mă privește pe mine. Adică de ce? Că n-aveți de muncă sau ce? Glumiți sau ce acum? Nu, deloc. Adică chiar sunteți bum, bum, bum? Și deci, de-aia nu vă place vorbesc. Crăciunul că sunt prea multe zile libere? Da, ați înțeles foarte bine. Deci pot să vă spun că atunci când am intrat în zona asta de management privat, e adevărat, la început, 8 ani de zile, și credeți-mă, e real, 8 ani de zile nu mi-am luat concediu deloc. 8 ani de zile. Și mi-amintesc că primul concediu pe care mi l-am luat am fost în Spania o săptămână. Iar în săptămâna aia am vizitat toate fabricile de pe coasta Mediteranei, cu fabrici de toate, dar mai ales de ceramică, pentru că atunci eram pe partea de comerț și vroiam să intru și pe partea asta de ceramică și am studiat cât am putut de bine piața, deci am folosit practic atunci, în real, ăla n-a fost concediu, că în fiecare zi eram la fabrici pe acolo. Am înțeles.
Când... Și cam ăsta mi-e felul. Am înțeles. Foarte bine. Bravo. Asta e bine. Avem nevoie de oameni care asta să facă. Să muncească pentru comunitate. Că de-aia sunteți acolo. Să munciți. Nu să stați, nu vă supărați, să jucați table cu prietenii sau să stați pe la, prin Maldive sau pe la Monte Carlo. Nu? Trebuie să munciți. De-aia oamenii v-au pus acolo. Ca o încredere. Cine, când, ați, când v-a venit ideea să faceți Dita Mai Târgu ăsta de Crăciun? Care, repet, cred, dumneavoastră, ce ziceți? E cam cel mai frumos din România acum? Vă întreb așa, după părerea noastră. Sunt târguri tradiționale. Haideți să fim realiști și corecți. Realism, n-am vă întreb. N-am fost să văd. Dar din București? Dar este foarte probabil din București să fie cel mai bun și cel mai ofertant. Dar e puțin probabil ca noi la prima ediție chiar să fim wow, astfel încât să batem tot. Cu siguranță că avem aspecte pozitive în care din anumite puncte de vedere batem tot. Dar nu știu dacă per total batem tot și mi-e greu să fac o astfel de afirmație. Dar în București cam... Foarte probabil că pe București să știți că am primit multe cum să spun eu, informații sau opinii de genul, domnule, am fost, le-am văzut pe toate. Cala la minor nu e. Dar eu personal n-am fost să le văd pe celelalte și de asta m-aș abține. Cum v-a venit ideea să faceți asta de Crăciun? Înainte de orice, noi vrem să ridicăm zona respectivă și să punem pe harta această investiție. Oamenii trebuie să vină să o vadă. Ca orice, deci Hala la Minor e un muzeu, noi trebuie să înțelegem treaba asta. Dom'le, un monument istoric, el este, are valoare de patrimoniu. Noi, mergând și vizitând această clădire, suntem mândri că suntem români. E complicat în să sfârșit, vezi așa ceva. Mă scuzați, mai aud și eu pe cineva care spune cu toată gura să fim mândri că suntem români, că am pierdut-o. În sfârșit, văd și eu un om normal. Dar bine, Doamne, oricum ajută, vă văd că sunteți un om normal. Mulțumesc. Dar în sfârșit văd și eu un om care zice, domne, să fim mândri, parcă ajung să ne fie frică și frică să zicem că suntem, să fim mândri, pe cuvântul meu. Haideți să închidem cercul, cu Hala. Cum v-a venit ideea pentru Crăciun, că ați început să spuneți că ați vrut în primul rând să creșteți zona? Cum v-a venit ideea să faceți frumusețea asta care e acolo? Și credeți-mă, vă invit pe toți, duceți-vă la Minorul, la acest Winter Wonderland. Este chiar Wonderland, e de vis, oameni buni. Deci duceți-i pe copii, pentru că o să se întoarcă acasă cei mai fericiți din lume, o să-i faceți cei mai fericiți. Ai mei, deci ne-au zis și mie și lui mami, tati, mami, vă iubim, vă adorăm când am ajuns acasă. Este magie, magie în stare pură, da? Deci duceți-i, că e, până când e? Până în 31, nu? Sau până când? După. Și e foarte probabil pentru că avem solicitări să-l ținem mai mult. Nu, dar vă spun ceva. Jur că nu fac reclamă, n-am nicio treabă. Nu, vă spun, duceți-vă copiii. Deci dacă nu vă duceți copiii, în primul rând pierd copiii și pierdeți noastră. Magie în stare pură. Zici că ești lângă Moș Crăciun. Mai ai puțin bazi la ușă și vine Moș Crăciun și zice, hai la mine, că uite, ți-am făcut niște jucării. E super. Dar e Moș Crăciun acolo. Păi nu, da, dar vine moșul și te scoate. Te scoate moșul, te ia de mână. Exact. Alea. Da. Păi mine m-a recunoscut moșul și mi-a făcut ce. Așa. Deci să închidem ideea asta. Deci de ce ați făcut frumusețea asta de târg de Crăciun? Când v-a venit ideea sau care e ideea? Pentru că societatea are nevoie. Da. Prea ne ducem cu toții. Deja centrul Bucureștiului este blocat. Prea multe se întâmplă în centrul orașului, ceea ce nu este în regulă. Ați văzut care este argumentul de ce Bucureștiul a fost eliminat din concursul pentru orașul cultural al Europei? Nu știu. Vă recomand să citiți. De ce? Totul se întâmplă doar în centru. Cartierele nu există din punct de vedere cultural, din punct de vedere entertainment. Nu e deloc în regulă să facem totul la kilometru zero, e absurd. Blocăm orașul ăla și din perspectiva circulației, dar mai ales din perspectiva poluare. Nu mai poți să trăiești. Este o strategie proastă ca să nu spun alimentară. Că n-am găsit un termen mai potrivit decât alimentară, asta. Că te așa. Sufoci. De aceea este nevoie să dezvoltăm mai multe centre. Ok, în consecință e o zonă cu mare potențial. Sunt acolo sute de hectare nefolosite corespunzător.